care dat, iată cele mai interesante lucruri care s-au întâmplat săptămâna asta în România. Iar din păcate pentru mine, acesta este cel mai grav. Un tânăr de 19 ani care s-a filmat în timp ce omora un câine cu lopata a fost reținut de poliție. Din păcate el a fost eliberat și acum este controlat sub control judiciar. Un autocar s-a răsturnat cu 35 de artiști. O fetiță de 15 ani și-a pierdut ambele brațe, dar medicii de la Iași au reușit după 20 de ore să îi le replanteze. Trei angajați din Dej au furat o hârtie igienică în valoare de 45.000 de euro. Culmea este că poliția, în momentul în care a mers să caute hoții, a greșit adresa, intrând peste un om nevinovat. Un sucevean, pentru a scăpa de închisoare, a fugit în Ucraina. Înscena accidente pentru a încasa banii de la asigurări, dar el a fost găsit în Kiev. O femeie cu mandat de arestare european a fost găsită după ce ea a sunat la 112 reclamând că face scandal soțul său. Doi notari inventau nepoți care moșteneau apartamente de lux, acum ei au fost reținuți de DNA. Un bărbat din Doj a sunat la 112 că îl bătea iubita. Când au verificat, polițiștii l-au prins nu doar pe el cu minciuna, ci și 140 de kg de petarde. Jandarmii francezi au salvat un porc pe care niște români se pregăteau să-l taie. Concert fără spectator la Calafat, dar artista le spunea tuturor să ridice brațele sus. Situație dramatică în delta Dunării, unde sute de cai sălbatici sunt prinși și trimiși la abator. Asociațiile care au dezvăluit acest masacru acuză poliția, jandarmeria, ANSVSA și autoritățile locale că refuză să intervină. Doar presiunea mediatică și de pe social media a reușit momentan să stopeze acest masacru. De aceea e important să distribuim. Scrie în comentarii care ți s-a părut cea mai interesantă știre și dacă am ratat vreuna.